Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! O să încep și eu prezentarea ca în filmele SF. Nu închideți televizoarele, că nu e nimic în neregulă cu ele. Doar vocea mea s-a schimbat puțin și recunosc că îmi place un pic, pentru că e mai gravă și mai a la Greta Garbo. Am trecut și eu printr-un aer condiționat, așa încât o să vă rog să-mi acceptați astăzi vocea altfel. Nu e așa o mare problemă, pentru că astăzi ne întâlnim cu doamna dr. Cristina Dumitrescu, medic specialist în medicină de familie și lector în Ayurveda, care în clipa în care m-a auzit așa sexoasă și cu o ușoară tuse, mi-a spus, stai puțin că rezolvăm imediat, și mi-a pus acest minunat dispozitiv care lucește pe ecranul dumneavoastră ca un medalion. Doamna doctor, bună ziua, mulțumesc mult că ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și aș vrea să vă rog să începem prin a le explica prietenilor noștri care au venit poate mai târziu alături de noi ce este acest frumos medalion pe care mi l-ați pus mie la gât. Da, este un dispozitiv inventat de profesorul Ancu Dincă, un dispozitiv de tip DIE, de încărcare și energizare și echilibrare energetică, pe care pacienții noștri vechi îl numesc pe scurt dispozitiv de corp, datorită unui motiv foarte practic, și anume că se poartă aplicat pe corp, la modul acesta. Acolo unde este acolo nivel unde energetic este scăzut. Nevoie, da. Ce face el? Cum funcționează? El conține plante, o combinație de plante și anumite proporții pe care numai domnul profesor le știe. Acționează prin principiul rezonanței, echilibrând frecvența de vibrație a organului pe care este aplicat, și astfel practic organismul nostru este un rezonator. El, ca orice alt corp din acest univers, vibrează pe anumite frecvențe de vibrație. Atunci când aceste frecvențe de vibrație sunt armonioase, el își găsește și niște, să zicem, surse corespondente. Deci în universul ăsta există energie imensă, infinită, practic peste 95% din masa universului, ca să zicem așa. Se spune că lipsește, adică ei s-au depistat doar efectele, dar nu s-a depistat vreun corp fizic. Practic, universul este plin de energie și unul dintre marii oameni de știință, fizicieni, spuneau că într-un centimetru cub de spațiu, de vid, există atâta energie încât am putea, dacă am extrage, am putea să fierbem toată apa mărilor și oceanelor de pe planetă. Wow. Această energie vibrează și ea pe anumite frecvențe de vibrație. Vă dați seama că organismele care au crescut și s-au dezvoltat în timp au crescut și ele adaptate la aceste frecvențe de vibrație, astfel încât, dacă, conform principiului rezonanței, dacă avem un vibrator mic și un vibrator mare și există frecvențe de vibrație foarte apropiate sau chiar identice, există un transfer masiv de energie de la vibratorul mare, care are multă energie, către cel mic cu puțină energie. În cazul nostru, organismul uman sau diferite organe reprezintă vibratorul mic, iar vibratorul mare sunt aceste surse de energie imense care există peste tot în jurul nostru, peste tot unde vedeți aer, să nu credeți că este spațiu gol, este plin și de această energie. Când organismul se defectează, nu mai vibrează pe frecvențele corecte. Aceste dispozitive fiind implante, ele sunt adaptabile și reușesc să armonizeze frecvența de vibrație a zonei pe care sunt aplicate, și astfel respectivul organ își reia frecvențele naturale și reușește să-și extragă din mediu energia de care are nevoie ca să se vindece singur. Organismul nostru este făcut să se vindece singur. El nu se poate vindeca singur când din diferite motive îi scad mecanismele de apărare sau barierele de rezistență. Cu aceste dispozitive, practic, noi refacem capacitatea organismului de a se vindeca singur. Deci cam acestea sunt. Îmi vine să o scriu ca pe definiție, știi? Să mi-o pun pe ușă. Cu aceste dispozitive refacem capacitatea organismului de a se regenera
și de a se reharmoniza și în ultima instanță de a se vindeca singur. Exact, și din acest motiv, pentru că asta este o modalitate naturală prin care corpul se reface singur, nu este nimic forțat. Și nefiind nimic forțat, un prieten de-al meu mi-a adus aminte de un citat celebru în care cineva spunea, există două modalități de a sparge un ou, de din afară sau de dinăuntru. Când îl spargem de dinăuntru, iese viață, când îl spargem de din afară, distrugem viață. Deci, practic, această modalitate nu este o modalitate forțată. Lasă corpul să-și dezvolte singur propriile procese și nu le forțează. Nu forțăm puiul să iasă din găoace, nu forțăm corpul să se vindece într-un mod artificial, ci doar îi susținem propriile procese naturale, așa cum e el de nu știu câte mii sau milioane de ani, că încă nu se știe de când existăm exact pe planeta asta ca specie umană, rămâne de aflat, dar aceste mecanisme sunt vechi, funcționează foarte bine, cu excepția situațiilor în care sunt depășite. Și aceste dispozitive practic își ajută corpul să-și facă singur treaba pe care o știe el să o facă foarte bine. Am început cu dispozitivele de corp pentru că am eu unul aici și pe care le-am plasat, așa cum spunea doamna doctor, după o consultație pe care exact. Tot dumneavoastră o faceți. Acum ziceți dumneavoastră. Da, deci la cabinetul domnului profesor Ancu Dincă și la cabinetele colaboratorilor avem la dispoziție și aparatură de biorezonanță de tip Oberon, prin care se măsoară nivelul energetic al organismului, al diferitelor organe, se măsoară predispoziția, vulnerabilitatea organismului la boli, precum și intensitatea de evoluție a diferitelor procese care s-au declanșat sau care ar putea să se declanșeze, și de asemenea compatibilitatea la diferite remedii. Și în urma unei consultații pe un astfel de aparat, medicul testează compatibilitatea dispozitivelor domnului profesor, precum și altor remedii naturale din plante ca atare sau remedii din plante, și apoi se selectează rețeta care individualizată, care este cea mai potrivită a acelei persoane, și se face practic o schemă de aplicare a dispozitivelor în funcție de necesarul de moment, după cum a răspuns, ca să zicem, organismul la testarea compatibilității. În afară de dispozitivele acestea de corp, în schema de tratament mai folosim și dispozitivul de energizare a apei. Acest dispozitiv e foarte simplu de folosit, se pune pe masă, se pune paharul 2 minute pe el și apa pe care o consumăm apoi este o apă energizată. Sunt foarte multe de spus despre apa energizată, chiar merită o emisiune aparte, o emisiune specială. Eu notez, să știți. Deci emisiune despre apa energizată și data viitoare când vă mai prind. Da, sau poate chiar domnul profesor, pentru că dânsul a făcut foarte multe studii, de la, așa zis, banalele studii, efectiv la Institutul de Igienă, cred, unde se fac analizele de laborator cu compoziția chimică a apei. Apa de la robinet, ce compoziție are, nitrați, nitriți, diferite tipuri de săruri, câte colonii de bacterii au crescut, apoi apa a pusă pe dispozitiv și a văzut că s-a redus la aproape zero nivelul de nitriți, nitrați, colonii și alte aspecte nocive care se mai găseau în momentul ăla în apă, dar apa este un organism viu cu o memorie. Deci moleculele de apă se grupează așa în anumiți norișori mai mari, care în funcție de forma lor, de numărul de molecule incluse, de nivelul de organizare, și ele au o anumită frecvență de vibrație și practic această frecvență de vibrație este o informație pe care ele o preiau pe parcursul ei, știu eu, din zona de depozitare, din traseul pe care îl parcurge până când ajunge la robinet sau la locul de îmbuteliere, și apoi în transport, în mijloacele de transport, dacă ea este îmbuteliată, să zicem, și transportată, în funcție de influențele energetice din jur se formează acești norișori care transportă această informație. Noi bem apa și acești norișori ne umplu celulelor și determină celulele
să primească această informație și să funcționeze în concordanță cu ea. Cu ajutorul acestui dispozitiv se reorganizează acești norișori, astfel încât informația pe care noi o primim, frecvențele de vibrație pe care vibrează apa, să fie unele de tip armonios. V-am mai spus eu și în alte emisiuni anumite povești, cum că niște oameni de știință, doar vorbind despre o armă de distrugere în masă, o travă, cred, s-a încărcat apa cu acea informație și cei care au băut apa au ajuns la spital având simptomele otrăvirii cu acea substanță despre care discutaseră ei atunci, deși nu aveau molecula chimică în corp. Deci doar pur și simplu informațional. Deci acest dispozitiv nu se folosește doar pentru apă, ci se folosește pentru tot ce băgăm în gură sau dăm pe corp. Alimente, de exemplu, s-au făcut studii în care s-a dovedit scăderea nivelului de nitrit și nitrat din anumite tipuri de legume și zarzavaturi. Pasta de dinți, crema, spuma de ras, șamponul, orice vreți dumneavoastră, se poate energiza cu acest dispozitiv și, cei mai important, pastilele. Medicamentele, pentru că le reduce foarte mult din reacțiile adverse. Cât trebuie să stai? Este exact ca la apă? Sau în funcție de... Câteva minute, nu este nevoie un timp foarte mare. Și pentru frigider, pentru alimentele din frigider, de exemplu, avem un dispozitiv separat? Da, există un alt dispozitiv care se folosește în frigider, pentru a păstra mai mult timp calitatea alimentelor din frigider, dar mai există și alte dispozitive de protecție, dispozitivul de tip DNRN4 sau de birou, dispozitivul care ne protejează, a fost calculat să ne protejeze de influența aparaturii electronice, de exemplu, sunt acele dispozitive mici de protecție inventate tot de domnul profesor, care se lipesc pe calculator, pe televizor, pe diverse aparate. Dar este mult mai simplu, de exemplu, dacă avem o cameră plină de asemenea aparate, decât să punem 20 de dispozitive mici, punem unul singur în mijlocul camerei și ne protejează pe toți, pentru că acționează pe o suprafață de 20-25 de metri pătrați. Cel de casă, care ne protejează de influențele geopatogene, de influențele perturbatoare din sol, și cel de tip GSM, care ne protejează de influențele determinate de antene și de alte aparate care funcționează pe frecvențele corespunzătoare antenelor de tip GSM. Povesteam cuiva despre dispozitivele astea și stătea și se gândea, zice, păi nici nu trebuie să ai antene GSM în zonă, dacă ai wireless în casă e suficient. Da. Ești deja expus mult. Pentru cel de wireless este un dispozitiv care este tot cam de dimensiunea acestuia de corp și se pune pe aparatelul de wireless. Dar dacă au și vecinii, atunci mai bine unul din acesta mare. Da. Și atunci, practic, protejează organismul de modificările, de influențele care ar fi transmise. Există o anumită undă pe care fizicienii au numit-o în multe feluri. Mai mult s-a convenit asupra denumirii de undă scalară, pentru că descrie modul în care se propagă această undă. Este o undă care nu este influențată de distanță sau de calitățile materialului prin care trece. Practic, este o undă de tip informațional, dacă ar fi să spunem așa, pentru că, după cum am spus, intensitatea ei nu scade odată cu distanța sau cu diferitele medii pe care le parcurge, trece prin tot. Ei, această undă scalară, orice obiect are, și ea este în cea mai mare parte responsabilă de efectele nocive ale antenelor de tipul GSM sau mai știu de care. Deci nu vă faceți griji că dacă vă luați un dispozitiv de protecție pentru telefon, vă va bruia telefonul, sau dacă luați unul pentru televizor, nu o să vă funcționeze televizorul, pentru că nu acționează prin bruierea acestor unde, ci acționează pe această undă scalară, undă însoțitoare, care este oarecum perpendiculară, ca să zicem, pe unda electromagnetică care transmite informația la televizor sau la telefon, și care este răspunzătoare de efectele nocive ale acesteia. Și, practic, ele neutralizează aceste influențe.
Da, în timp ce, ce povesteați, eu, mă, eu le văd cu ochii minții. Deja așa, ce, cum se întâmplă tot, tot fenomenul. De ce v-a întrebat cineva, v-a zis cineva că nu și l-ar pune pentru că e teamă că îi bruiază telefon? Adică a născut așa... M-a întrebat și este firesc pentru că dacă nu ai informația necesară să înțelegi cum funcționează, te poți gândi și la asta. Eu nu m-am gândit, recunosc că este, el trebuie să ne apere de radiațiile nocive din telefon, dar da, nu este făcut cu scopul de a bruia și de a opri, practic, scopul real al utilizării lui. Și noi povesteam eu și cu alte ocazii că, practic, aceste dispozitive sunt excepționale și v-am mai povestit și în alte emisiuni că le-am folosit chiar pentru a vindeca cel de tip DNRN4, de exemplu, pentru a vindeca pe cineva care locuia în apropierea unui transformator, pentru că merge foarte bine și pe, pentru, cei, pentru a-i proteja pe cei expuși la tensiuni înalte. Depinde de, de exemplu, cei care lucrează la electrica merg mai bine cu dispozitivul de tip GSM, dar cei care au un transformator comunal în apropiere au mers foarte bine cu acesta de tip DNRN4. Sau vă povesteam că am rezolvat afecțiuni neurologice încă neelucidate a unor tineri, ale unor tineri care erau suspecți de scleroză în plăci, dar nu se confirmaseră. La 25 de ani aveau toate simptomele, dar nu aveau încă toți marcării specifici și cu aceste dispozitive s-au dus simptomele și acele persoane se simt bine acum. Am o sugestie. Eu mă încrunt. Când începe doamna doctor să povestească, deja încep să mă încrunt, dar asta e, mi-exprimă mie spaima, îngrijorarea față de situațiile povestite. Ziceam că v-aș sugera așa, să luăm o pauză de publicitate, să-și umple doamna doctor paharul de apă pe care a apucat să-l bea și ne întoarcem, pentru că avem și un material filmat despre care o să vorbim pe îndelete, ca să întărim exact ce povestea doamna doctor puțin mai înainte, apropo de vindecare.